dimineața! Bună dimineața! Pot că sunteți în formă, astăzi avem de demontat un mit și anume că generația asta nu e generația care nu citește niciodată. Ne va fi greu, de aceea vă așteptăm să ne susțineți pe forum.tvr.ro și pe pagina de Facebook Liber pe Contrasens și... acum dacă tot am început, să intrați și pe site pe www.tvr.ro/lpc și să scrieți lui Mugur pe contrasensaron.tvr.ro, care e ultima carte de telefoane pe care ați citit-o. Bună dimineața, Mugur! Ce cărți găsim pe noptiera ta în ultima vreme? Bună dimineața! Mă gândeam că, nu știu dacă este adecvat sau nu, dar cărțile de pe noptiera mea sunt Sinuciderea Fecioarelor și Clar de Femeie. Cred că ar putea fi interpretat într-un fel sau altul titlul ăsta care sunt la tine în bibliotecă. Avem și invitați pentru emisiunea de astăzi. Îl avem în platou pe domnul Liviu Papadima, care e decanul Facultății de Litere. Bună dimineața! Și alături de noi este Paul Andrei Baran, directorul programului Biblionet al Fundației IREX. Veți afla mai multe amănunte pe parcursul acestei emisii. Bună dimineața, Paul! Bine ai venit la Liber pe Contrasens! Și haideți să începem cu întrebarea de baraj din dimineața asta. Ce ați citit ultima dată? Sabina, repede, răspunsuri scurte și la obiect. Ce la Serghi, Cartea Mironei, ce la Serghi, Pânză de Păianjen și ceea ce mi-a plăcut foarte tare, pentru că am citit-o imediat după terminarea liceului, Grigore Băjenaru, Bună dimineața, băieți, Cișmigiu and Company, o asta carte despre liceu și... Cristina? Mircea Cărtărescu, De ce iubim femeile? De ce iubim femeile, Cristina? Pentru că sunt deosebite în viața mea. Ok, mai departe. Hai, cine mai îmi dă un titlu de carte? Prințesa Ghețurilor. O zi mai lungă decât veacul și închizai Dmaftov. Bravo, Mirela. Manual de redactare în științele socio-umane, Septimiu Chelcea. Cine e serios aici? Serios, asta e. Ok, hai să vă mai întreb ceva. Când ați fost ultima dată la bibliotecă? Săptămâna trecută, bun. De ce ai fost la bibliotecă, Mirela? Să citesc și să-mi redactez lucrarea de doctorat. Ok. Eu fac parte din altă generație, sunt puțin poate mai că bătrână. Poate că de asta am ajuns la bibliotecă. Cristina, când ai fost ultima dată la bibliotecă? Păi eu în liceu nu mai am bibliotecă și de aceea când am nevoie, nu știu, când am nevoie de o carte, mă duc să-mi o cumpăr sau citesc de pe internet și prefer internetul decât să mă duc la bibliotecă. Adică bun, mie mai lejer să stau în pat și să... Nu numai la liceu, mai sunt și prin oraș niște clădiri așa care... Da, mai sunt, dar nu știu, prefer să stau în pat și să stau relaxată, nu știu, ori îmi cumpăr cartea, ori citesc de pe net. Poți să iei cartea de la bibliotecă, să citești acasă. Cum arată biblioteca în mintea voastră? Ce e biblioteca? E un loc în care vă duceți pentru că e nevoie la școală sau pentru că vă face plăcere? Alice? Eu, de exemplu, din experiența mea proprie, aș fi vrut ca biblioteca să fie un loc foarte frumos unde să mă duc să-mi dea și cartea acasă, că dacă am 300 de pagini de citit, parcă nu pot acolo să stau non-stop, să fie o doamnă mai drăguță care să nu-mi zică buletinul. Bine, ai jumătate de oră. Bine, ai grijă să nu mă mutărești. Era de biblioteci user-friendly ca să vorbesc se cultive. Vorbesc de biblioteca facultății mele, că acolo bun, mă hai duc. Să vorbim un pic despre cum arată biblioteca în România și vom face legătura după aceea și cu Paul, care vă va explica cu ce se ocupă programul Biblionet. În momentul în care ajungi la bibliotecă, e un mediu prietenos? Vă primesc așa cum trebuie oamenii care lucrează acolo sau ați avut de-a lungul timpului diverse evenimente care v-au făcut să nu mai călcați pragul bibliotecii? Spre surprinderea mea, la mine la facultate am observat că avem toate condițiile să citim și să ne petrecem. Cine ești tu să fii surprinsă de... Eu okay. Sunt surprinsă pentru că având un frate care nu prea dă pe la facultate, n-aveam de unde să știu cum o să fie la facultate. Eu m-am dus la bibliotecă mai des decât m-am dus la cursuri, dar dacă nu am fost surprinsă să observ că sunt într-adevăr locuri în care putem să stăm ca și acasă în fotoliu, să bem o cafea de la automatul de cafea și să citim liniștiți o carte sau să ne să intrăm pe internet, că avem și sale de internet și să aflăm tot ce ne interesează. Aici, nu știu, ori au evoluat lucrurile, ori minte, sora mea, că noi dacă intram cu vreo chestie de mâncare sau de băutură în bibliotecă, eram dați afară destul de... E vorba de faptul că poți să scoți cartea din bibliotecă și să citești pe... spațiul amenajat unde sunt mese. Hai să discutăm un pic despre acest program Biblionet. Paul, voi încercați să faceți un lucru minunat. În România sunt vreo 3000 de biblioteci în momentul ăsta, multe dintre ele în paragină, da? Și asta o spunem fără nicio exagerare, dar încet, încet peisajul ăsta începe să se schimbe și asta pentru că ați avut grijă să mai salvați din ceea ce înseamnă instituția bibliotecii în România. Da, când vorbim de biblioteci, cei 3000, vorbim de 3000 de biblioteci publice. Voi ați vorbit puțin despre bibliotecile școlare sau universitare.
noi lucrăm strict cu biblioteci publice, care sunt, mai ales la nivel rural, un nod esențial al societății și încercăm chiar să-i modernizăm și să lucrăm cu ei ca să ofere servicii moderne către românii care stau foarte departe de București. Vorbim de acele biblioteci care sunt uitate de lume și în care lumea aproape că nu intră niciodată și totuși ele pot reprezenta, hai să spunem, puncte de interes și de informare pentru lumea aflată în acele zone. Da, dacă mergem la o comună tipic care e săracă în România, nu găsim cărțile care căutăm noi. Asta e fapt. Nu se dă bani, nu au fonduri la buget. Aducând internetul gratuit către comunitate, se deschide comunitate. Sunt foarte mulți români care nu au acces la internet în niciun fel. Bibliotecile astea au început să ofer oameni un spațiu unde ei pot să aplică la un job, să aplică pentru diverse servicii de e-guvernare, cum există acum, dacă vrei un pașaport, să pleci până și în Italia sau Spania, decât să pleci până în capitală de județ, poți să afli ce ai nevoie să faci și să colectezi ce ai nevoie. Un lucru care facem, care e foarte mișto acum, este că conectăm copii din sate cu părinții lor în străinătate și oferim lor un spațiu în care ei pot prin Skype să văd pe mamele sau bunici să văd pe copii. Chiar avem o nuntă care se întâmplă în Italia acum, care va fi, și este o bunică care nu poate să călătorește și o să vadă tot nunta prin Skype și din satul ei. Aceste aspecte emoționale care există. Domnule profesor Papadima, ne place sau nu între România asta urbană și România rurală există o foarte mare diferență și de multe ori și la țară sunt copii foarte talentați, sunt copii foarte deștepți care, iată, din cauza lipsei de informare, poate că n-au nicio șansă niciodată. Și uite, aceste programe poate că reușesc să mai salveze măcar câte un copil. Ce facem cu diferențele astea foarte mari între lumea din București și lumea din satele de mai diferențele, departe de 200 de kilometri. Sunt foarte mari și, din păcate, ele par a se adânci în loc să se atenueze și de-aia inițiative ca aceasta de a aduce mediul electronic către lumea rurală, de a aduce cartea în lumea rurală, de a o conecta mai bine în spațiu virtual sunt extraordinar de importante. Ok, haideți să vedem primul film al dezbaterii noastre de astăzi, după care comentăm despre cărți, despre biblioteci, despre generația asta care nu mai citește sau citește în alt fel. Vedem astăzi filmul Molima. Da, care este regizat de Dan Cadar. La noi totul este aranjat frumos, chestiunile ușurele mai la îndemână, cele grele mai la umbră. Se putea și invers, dar ce se dă ușor, ușor se uită. În afară de asta, încercăm și noi să protejăm cărțile vulnerabile. Aerisirea nu mai merge de câteva zile și duhnește sinistru. De când SARS, generatorul principal, n-a mai mers nici aparatura de resuscitare și ne-au murit vreo 10.000 de titluri. Avem rafturi întregi în descompunere și încă vreo 5.000 de titluri pe moarte. Este oribil. Anul trecut abia ne reveniserăm după Molima, care ne-a atacat cu perțile, am mutilat titluri, nume de autori, n-am cuvinte, un coșmar total. Cărți agonizând, umflate de exeme, hârtie plină de bube, cuvinte dispărute, cotoare pline de răni, scurgeri de litere și emanații pestilențiale. Vreau să vă spun că am îngropat un camion de cărți până acum, iar ele mor în continuare. Pe unele le-am îngropat de vii, fiindcă nu mai aveau nicio șansă, dar cel mai trist a fost cu cele de rugăciuni. Ele pur și simplu au ignorat epidemia. Unele îngălbenite peste noapte și deformate în ultimul hal au început să scuipe capitole întregi, pasaje infectate, cheaguri de litere, altele chiar s-au lichefiat, dar cele mai multe n-au acceptat niciun tratament.
De la Evanghelie n-am reușit să extragem nicio mostră pentru reeditare, pur și simplu n-au vrut să se mai deschidă, de parcă au fost înmuiate în clei și lăsate o lună la soare. Dar să vedeți ce a fost la dicționare. Dumnezeule, nu mi-am imaginat niciodată că un dicționar pe moarte se umflă și fermentează cu un zumzet înfundat, de parcă ar fi plin cu bondari. Iar tratatele de filozofie nu vreau să știți ce emană, eu personal era să reșit de câteva ori. Spunea cineva că literatura este nemuritoare. Să treacă pe la noi să vadă aici nemurire. Nu-mi plac oamenii care aruncă metafore gratuite și confundă realitatea cu poezia. Apropo de poezie, culmea, n-am înregistrat niciun deces printre cărțulii. Măcar atâta bucurie. Dar e foarte straniu. Poezia intră în letargie și nu mai răspunde la stimuli. În schimb, o poți răsfoi liniștit fără să te umpli de puroaie, așa cum bună oară se întâmplă cu tratatele de medicină. Suntem depășiți. Am vorbit aseară cu un bibliotecar pensionat și mi-a spus că pe vremea lui cărțile fie mureau de moarte bună, fie erau ucise. Molime nu prea erau decât anemii, tensiune ridicată, palpitații, nevroze și adesea automutilări. Acum, spre exemplu, cărțile nu se mai închid în sine ca pe vremuri, dar molimele s-au înmulțit și se transmit mai ușor. Se vede că imunitatea literaturii a scăzut în general. Sau poate n-am dreptate, fiindcă dicționarele nu sunt literatură, dar cad la pat instantaneu și mor pe capăt alături de manualele școlare. Pe de altă parte, compendiile farmaceutice n-au și pe dracu. Nici la albumele de artă n-am observat vreo depresie, iar ziarele simulează în ultimul hal zac îngălbenite de zici ca ociroze și când te gândești la hârtia lor subțire de care nu se prinde nicio examă, în timp ce tita mai cu perțele blindate se scofâlcesc și se numai de la temir ce viroză. Da, cărțile sunt niște ființe paradoxale. V-ați gândit vreodată că lumea arată cum arată astăzi datorită unui morman uriaș de cărți arse și a unei movilițe de cărți reabilitate? Poate că focul a mistuit o lume mai bună sau, dimpotrivă, o lume mai sinistră. Cărțile ne-au modelat gândirea, iar gândirea a modelat lumea. Sunt convins că au fost ucise mai cu seamă cărțile importante. Unele au fost interzise, altele distruse, iar pe rafturile noastre au ajuns în principiu cele mai speriate cărți, cele care s-au conformat binelui general valabil. Nimic nu este mai odios decât binele general valabil. Dar asta e o poveste complicată. Așadar, am urmărit împreună filmul Molimai. Mulțumim domnului Papadima pentru sprijinul pe care ni l-a acordat. Filmările s-au petrecut la Biblioteca Facultății de Litere. Și haideți să începem această parte a doua dezbaterii cu o întrebare, cred că, simplă. Se cita mai mult înainte de 89? Eu cred că s-a schimbat ideea de citit, în primul și în primul rând. Aveam odată un prieten, un cunoscut, undeva pe la 18-20 de ani, foarte tare în IT, care era foarte mândru că este într-o rețea de socializare cu vreo 8.000 de prieteni. Primea un mesaj la vreo 10 secunde odată. La sfârșitul zilei, cred că citea un volum de mesaj. Problema este că se citește altceva și se citește altfel. Și eu știu, aici cred că nu există verdict, dacă e bine, dacă e rău. Noi înțelegem prin citit, de regulă, lectura unor cărți de ficțiune, de literatură și un anumit tip de a face actul ăsta al lecturii, o lectură atentă, o lectură care te scoate din timp, o lectură în care nu sari pasaje pentru că te plictisesc, o lectură în care revii asupra lucrurilor pe care crezi că nu le-ai înțeles sau pe care le vezi după aia în altă lumină și așa mai departe. E o lectură mai complicată, mai sofisticată, cronofagă, tinerii nu prea au răbdare să plâng că durează felul ăsta de lectură. Dar eu cred că e un exercițiu bun pentru că ne grăbim ca năucii tot timpul și măcar șansa unei ieșiri din ritmul ăsta lui acum și dat replica repede și a fi tot timpul pe fază e un exercițiu sănătos. E o readunare a minții, o readunare a întregii personalități. Eu cred că avantajul lecturii literare este că ne implică, a să spun așa, total. Ne implică cu mintea, ne implică cu inima, ne implică chiar și corporal. De-aia avem nevoie de cartea pe care să o ținem în mână
mâna, să o pipăim, să o simțim. Și asta cred că nu e un lucru pe cale de dispariție. Problema cea mare este bătălia pentru timpul pe care îl mai alocăm pentru un astfel de lux. Paul, tu ești în România încă din anii 90 și, într-un fel sau altul, ai fost martor la toate schimbările astea din societatea românească. Ți se pare că lumea citește din ce în ce mai puțin, odată cu trecerea timpului, sau lucrurile se inversează? Mi-e greu de spus. Eu am venit în 98 în România și înainte, vin din state, e o total altă cultură către cititul. Eu ce pot să spun este ce fac prietenii mei în state. Ei tot citesc, dar s-a schimbat. Sora mea, care e cu 5 ani mai mic ca mine, nu cred că a cumpărat o carte fizică de cel puțin 3 ani de zile. Ea, în primul rând, face argumentul moral că de ce să punem hârtie acolo când pot să iau într-un, știi, în format electronic, și ea nu mai cumpără cărți în niciun fel, în niciun fel fizic. Același lucru, lumea deja a trecut de la ziare fizice la ziare online. Și încetul cu încetul, eu cred că o să mergem și la cărți de felul ăsta. Dacă lumea citește, eu cred că da. Voi credeți că generația asta voastră încă mai citește cărți, sau au părinții voștri dreptate când spun nu mai puneți mâna pe o carte decât, nu știu, la examene sau la lucrări la lucrările de la școală? În principiu, după părerea mea, au dreptate părinții când spun că nu se mai citește, și nu numai părinții. De curând am văzut la televizor un reportaj, mai exact o statistică, unde spunea că în România rata analfabetismului este ridicat undeva la 40%, ceea ce este enorm. Întrebați pe stradă oamenii ce înseamnă să fii analfabet, erau confuși și unul dintre ei era, păi, să-ți continui studiile, nu? Nu. Eu am avut o profesoară excelentă în liceu care asta ne învăța, să citim și să povestim ce citim. Este o chestie esențială. De curând am citit un studiu făcut în România care spune că adolescenții români citesc, dar cea mai citită publicație de către ei este una de scandal. Asta ce spune despre voi sau despre generația din care faceți Bine, parte? Primează mai mult pozele, deci hai să adică nici măcar nu se citește, doar... Exact. Ok. Nu, dar problema eu cred că ar trebui să fie pus în alt fel, pentru că copiii la 15-16 ani, adolescenții, nu prea știu ei ce e bine, trebuie să citesc romanul ăla sau trebuie să citesc ca să învăț. Și e foarte ușor să cadă în ideea că citesc un ziar, mă uit acolo, dacă am un profesor bun și totul pleacă de la școală, care să-ți explice că trebuie să citești pentru tine, că îți dezvolți și vocabularul, îți dezvolți absolut multe chestii, atunci o să deprinzi o plăcere pentru citit. Mie mi s-a întâmplat în liceu să deprind o plăcere de citit doar de dragul profesorului, care era fabulos. Da, ce te faci când cărțile nu prea au substanță? Că mie mi se pare, pe de altă parte, acum, ca să ducem discuția și în altă sferă, mie mi se pare că cărțile sunt la fel ca și internetul, la fel ca și toate alea. Nu poți spui despre ele că sunt bune sau rele. Sunt cărți infecte care mi-au picat în mână și pe care tata, nu le-aș recomanda nimănui. Tata, le-ai citit ca să poți să cataloghezi dacă era bună sau proastă. Ai citit-o mai... Ca să poți să-ți dai seama dacă și îmi pare rău pentru timpul pe care l-am pierdut. Poate că aici ar trebui să intervină domnul Papadimaș să ne vorbească un pic dacă literatura mai are același rol social pe care l-avea pe vremuri. Este un personaj celebru, autodidactul, care își propune să citească toate cărțile scrise și începe în ordine alfabetică. Da? Evident că ajunge pe undeva, nici măcar să nu termine litera A. Problema cea mare e a alegerii. Avem o ofertă clar supradimensionată. Cred că nimeni n-a făcut vreun calcul exact, dar probabil ne-ar trebui catralioane de catralioane de ani ca să citim ce s-a scris de la început până azi. Și normal că în timpul ăsta se scrie și o să fim ca în cursa lui Ahile cu broasca. Marea problemă e într-adevăr a alegerii și aici e bine să avem buni sfătuitori. Fie profesori, fie părinți, fie adulți care ne sunt apropiați, în orice caz oameni care au trecut deja prin experiența asta și pot să fie suficient de convingători ca să poată crea interes, motivație pentru o carte și să fie suficient de
nevoie de abili și de înțelegători ca să poată găsi cartea potrivită pentru cititorul potrivit. Pentru că fiecare avem înclinații către anume tipuri de cărți și întâlniri fericite. Și dacă e cineva care să ne ajute să ajungem la întâlnirile astea fericite mai repede, atunci, într-adevăr, merită întreaga prețuire persoana respectivă. Paul, acest program Biblionet cred că funcționează încă din anul 2005. Cam care sunt reacțiile până acum la acest program? Să spunem, autoritățile sunt destul de deschise la implementarea acestor inițiative? Până acum, surprinzător, da. Și zic surprinzător nu din cauza aspectul cultural, ci din aspectul economic. România a intrat într-o perioadă destul de grea economic și toate bugetele locale sunt afectate. Și ei, autoritățile publice trebuie să aibă un cost share în program. Și până acum 1000 de localități au găsit calea să plătească ce au promis că o să plătesc, mai ales internetul. Pentru noi ce este interesant să vedem este o bibliotecă conectată la internet, peste un an de zile, este o creștere de cititori. Mai mulți oameni împrumută cărți. Asta e un lucru. Un alt lucru este cu cât mai mulți oameni vin în biblioteca, când începe comunitatea să facă o legătură mai strânsă cu biblioteca, autoritățile sunt mai dispuse să crește bugetul pentru nouă carta. Asta sunt aceste bulgări de zăpadă care încercăm să stimulăm. Și care funcționează până la urmă. Hai să vorbim un pic, s-a discutat mai devreme de faptul că tentația internetului vă face să dați cu ușurință la o parte cărțile. Vă e mult mai ușor să mergeți direct la calculator, să căutați pe internet informația asta facilă care vine deja împachetată fără ca voi să vă mai bateți capul în niciun fel? Cred că depinde foarte mult de domeniul la care ne referim, pentru că nu poți să citești o carte de genul un roman sau o carte de dragoste pe internet. În primul rând te doroc dacă stai să te gândești. Bun, dar poți să vezi filmul decât să citești cartea? De multe ori, da, poți să vezi filmul, dar de foarte multe ori am întâlnit și cred că toată lumea e de acord cu mine că un film este mult mai puțin dezvoltat și mai puțin detaliat decât o carte și o carte este mult mai frumos. Bun, și acum vreau sinceritate din partea voastră. De câte ori ați văzut filmul ca să scăpați de citit cartea? Sincer, eu niciodată. Întotdeauna mi-a plăcut să citesc mai mult. De două ori. Bun, Toni, deci la ce carte ai renunțat să citești și ce film ai văzut? Baltacul și Moromeții. Dacă stai okay. Bine să te gândești, da, dar a fost pentru bac. Tatăl meu, o fire comunistă, a citit Baltacul mai deci bine un om care și a trăit în perioada comunistă, da, vrei să spui, da? Ok. Da, și face tata. Vezi lipsa de vocabulare. Vine acasă, dar abia terminat să ne văzut filmul. A citit cartea, Baltacul? Da. Câte o avea ciobanul? Deci ai picat testul la cea mai simplă întrebare. Când am dat bacul, tot așa erau ca și Toni, ori cu rezumate, ori cu văzut filmul La Moromeții. Și eu am fost din generația în care atunci când ni s-a dat subiectul spuneți sau caracterizați un personaj intelectual, foarte mulți l-au caracterizat pe Moromete și cei mai mulți pe Ion. O mare greșeală. Eu cred că ne zice ceva, nu? Din filme văzute și din rezumate. Bun, hai să vorbim și cu Mugur. Așadar, iată, se schimbă oarecum lucrurile, mai grăbită, mai ocupată, are acces la mai multe surse de informație și sigur că e o concurență acerbă între toate aceste feluri de a-ți petrece timpul liber și e normal ca uneori cartea să aibă de pierdut. Eu zic că ne se schimbă creierele și la propriu neuroștiințele arată că probabil creierele noastre, eu sunt dintr-o generație Gutenberg. Oameni care au fost obișnuiți cu chestia aia de hârtie pe care o deschizi și pe care o răsfăiești cu degetul. Și se pare că încetul cu încetul creierele celor din generația noastră și creierele celor din generații mai noi sunt perfect schimbate și ca funcționare și ca circuite cerebrale. Pentru că există un concept care se numește neuroplasticitate, care spune că în funcție de cum ne utilizăm creierul, el se configurează într-o anumită formă. Ei bine, creierele generațiilor tinere devin din ce în ce mai vizuale. Și eu cred că peste 20-30 de ani, nu numai că o să câștige internetul, dar o să câștige internetul într-o formă de bandă desenată, perpetuă, pentru că creierele la ora asta sunt pregătite să primească mai mult informații vizuale decât informații scrise. Sau încep să fie din ce în ce mai pregătite. Și practic, cumva, ceea ce se întâmplă este că nevoia odată creată va genera din ce în ce mai multe imagini și probabil
peste două sau trei generații, noi nu o să mai înțelegem nimic de, din ce o să se întâmple în capetele oamenilor care o să trăiască atunci, o să fie adolescenți. Acum încă mai avem de a face aici în sală cu hibrizi, care mai înțeleg și cuvântul scris și imaginile. Și nu știu dacă e de bine sau de rău, evident că cei din generațiile puțin mai vechi au nostalgia hârtiei, dar fie din cauze ecologice, fie din cauze de trend, modă și așa mai departe, o să pierdem lucrul ăsta, cred. Nu uitați să citiți și să scrieți pe site-ul nostru www.tvr.ro/lpc sau pe forum.tvr.ro. Care în curând vor fi available și în varianta bază fizică la, ciocuri, la chioșcurile de ziare. Între timp vreau să vă prezentăm filmul Adevărul minciunilor, care e regizat de tot de Dan Cadar, și să continuăm discuția. Noi suntem aici, dar pe adevăr, această instanță consideră că lucrurile absurde și mincinoase pe care acuzații le susțin pernicează sănătatea oamenilor. Adevărul este că acuzații, dar mințind, este un adevăr ciudat, deghizat în ceva ce nu există de fapt. Oamenii în general nu sunt mulțumiți cu ceea ce trăiesc și își doresc o viață diferită. Pentru a potoli această dorință, clienții mei au inventat lucruri ca alții să poată trăi viețile pe care nu le pot avea. Poate le pot asculta oricum, dar acuzații mei nu pot avea. Firește că ceea ce susțin clienții mei există exagerări, dar ei nu pretinzi niciodată că le dau fidel realitatea. Așadar, nu mai că mint, dar mai și manipulează. Care poate să le judece sau să le trăiască după cum dorește. Mai există și indivizi serioși, oameni care nu denaturează. Nu se dă puteți niște minciunași. Noțiunea de adevăr sau minciună funcționează diferit de la caz la caz. Aceasta se numește sfidare, iar puntea aceasta se află interior pe protocol. A spune adevărul înseamnă pentru clienții mei să facă pe cel care ascultă să trăiască o iluzie. Mincinoși, manipulatori și imorali. Noi oamenii avem o singură viață, dar ne dorim și ne imaginăm mii de alte vieți. Aceste minciuni luptă împotriva neajunsurilor. Să pot să fie altul, chiar și iluzor. Eu fiu la risc ca să fie liber. Trăirea unor vieți care nu ți-au aparțin schidează ordinea stabilită. Iar adevărurile de care faceți atâta caz sunt în realitate inexactități fragrante. Prin urmare, acest tribunal consideră că acuzații sunt vinovați și vor fi total la salvate. Ați văzut așadar Adevărul minciunilor și am să încep cu o întrebare simplă pentru voi. De ce credeți că la un moment dat cărțile au fost considerate o amenințare? De ce, hai să spunem că regimuri întregi, dictaturi, încercau să scape de cărțile periculoase și să evite propagarea cunoașterii și a științei către marea masă de oameni? Deoarece e mai ușor
de cum ai spus, un regim dictatorial. E mult mai ușor să controlezi un om prost decât un intelectual. Și un om automat ce-i dai cărți să citească își mărește capacitatea intelectuală și dezvoltă idei și etc. Și e foarte greu să automat gândește singur și creează, bă, dar nu e bine așa. Și ia propriile decizii. La un om prost, bă, așa trebuie să faci și așa o să facă. Eu aș rezuma spun că cunoaștere înseamnă putere. Corect. Și atunci e periculos? Da, e periculos ca oamenii să gândească, să afle anumite lucruri. Mai bine să-i îndobitocim și să ni se supună. Bun, și atunci cum vă explicați paradoxul zilelor noastre? Deși cărțile nu mai sunt interzise, deși nicio dictatură sau vreun regim totalitar n-a reușit să le distrugă până la capăt, iată că lipsa timpului și nebunia în care trăim reușește să facă acest lucru. De asta nu e tot aceeași chestie. E fix același lucru. Acum ni se oferă lucruri facile, la care avem acces foarte ușor, care sunt mult mai distractive decât cărțile și atunci din cauza asta facem alegerea către internet și jucat jocuri pe internet sau stat pe rețele de socializare, comentat poze sau altceva. E mult mai simplu, mai distractiv, face toată lumea chestia asta, de ce să-mi pierd eu timpul citind? Păi, cei care nu-și permit să cumpere cărțile pot merge la bibliotecă, unde permisul, a-ți face un permis, reprezintă un cost foarte mic sau la Biblioteca Metropolitană, pentru cei care sunt din București, nu presupune niciun fel de cost și pot împrumuta cărți. Deci, și cărți de valoare. Scuze, se găsesc. Da. Și bun, nu numai asta, sunt campanii, știu că și la metrou sunt, îți dă cartea și trebuie să o returnezi după o zi, două, numai că știu că am auzit la televizor cum că a fost campania într-o stație de metrou, s-au dat cărțile și a doua zi când se așteptau să le returneze, n-au venit decât două, trei persoane să aducă cărțile, deci... Bun. Există posibilități. Riscul unei astfel de campanii. Și pentru că iarăși ajungem la capitolul bibliotecă, am să rog pe Paul să-mi spună concret care sunt rezultatele programului Biblionet până acum, în sensul în care spuneai mai devreme că numărul cititorilor a crescut. Hai să vorbim de biblioteca normală de la țară. Cum se dezvoltă ea în comunitatea respectivă? Cum percep oamenii că s-a schimbat ceva la biblioteca din sat și că e un loc unde își pot primi diverse informații și lucruri pe care îi pot ajuta? Da. Eu cred personal că bibliotecile publice din România, mai ales astea care sunt în comune, încep să redefinesc rolul lor în societate. Un lucru care începem să vedem, care e foarte interesant și e faptul din cauza că există tehnologie, e posibil, încep ei să prind ce este memoria culturală a orașului sau al comunii lor. Sunt programe care am văzut unde bibliotecarii au ieșit și au găsit, asta s-a întâmplat în zona, unde sunt ruși, cum se numește zona? În Delta, da, ei sunt lipoveni. Da. Cu lipovenii și au adus bibliotecarii lipoveni mai în vârstă la masă cu copii mici și au folosit digital recorders și au luat poveștile lor, dar reportofoanele lor și au luat poveștile lor care sunt tradiționale și au arătat după aia cum ei se uploadează pe site-uri lor și chiar acum pot să intre pe diferite site-uri din zonele astea unde ei păstrează cultura locală, care mi se pare deja un alt fel de rol pentru biblioteca. Și noi ce începem să vedem este cu cât mai mult oferim și cât mai multe idei se poate vedea de la un loc în altul, ei se dezvolt capacitatea lor de a oferi mai mult decât un spațiu pentru carte. Deci până la urmă, de fapt, dezbaterea este despre felul cum reușim să eficientizăm circularea ideilor, nu efectiv mijlocul de transmitere a lor, că e el internet sau carte, și deci războiul între chestiile astea e o pierdere de timp. Că cărțile sunt mai bune, internetul e mai bun, nu? O întrebare interesantă care a fost mai devreme și m-am gândit foarte mult la el este, în ziua de azi, pentru cred că oricine care cunoaște puțin mai mult, dacă trebuie să refaci casă și să o vopsești, trebuie să intri pe internet acum, să înțelegi vopsele, ce sunt bune, ce nu sunt bune, cum să face, ca să poți să negociezi, ca să ai un preț bun. Dacă mergi la doctor cu copilul sau dacă mergi cu bunica, înțelegi mult mai mult înainte să mergi la doctor în ziua de azi decât ori cred că în istoria noastră. Atunci noi suntem cât de cât forțați, cu toate informația existând, să înțelegem mult mai multe subiecte care vreodată exista în istorie. Mult mai repede. Vin mai repede, dar este și o responsabilitate a noastră de a cerceta, de a înțelege, de a face aceste lucruri care, cred că acum 20-30 de ani,
Nu știai, erai bolnav și dacă erai inginer, mergeai și vorbeai cu doctorul. Acum, dacă ești inginer, tot faci cercetare 2-3 ore, care puteai să citești o carte, dar de fapt pregătești alte... Și în alte dăți trebuia jumătate de an ca să înțelegi ceva. Și atunci înseamnă că trebuie să învățăm să ne civilizăm și ne trebuie oameni care să ne... Și poate cultive până la urmă dorința de a căuta pe internet și altceva decât... Și să intrăm în acest ritm nebun și chiar aș vrea să te întreb, Paul, dacă n-au existat oameni reticenți la schimbare și care s-au adaptat mai greu programului. Primul lucru care facem este să formăm bibliotecarii. Cel mai important lucru este dacă intrați prima dată în viață în bibliotecă și spuneți, am auzit că... Să poate căuta ceva sau să vorbesc cu familie în străinătate și bibliotecar nu poate să îndrumă acest om, s-a sfârșit acolo. Și atunci noi ce facem este să formăm pe ei. Și auzim că cea mai mare reclamație este cu cât faptul că înainte de program aveau ei foarte mult timp și acum sunt toate calculatoare ocupate tot timpul și că nu au timp de pauză. Și asta este cea mai mare reclamație care avem în ziua de azi. Asta e un lucru foarte bun, asta înseamnă că într-un fel sau altul, chiar și în colțurile uitate de lume, iată, oamenii încep să se adapteze și să țină pasul. Hai să ne întoarcem la generația voastră care citește, nu citește, că nu m-ați lămurit până la urmă. Voi cum ați vota? Ce ați spune despre generația voastră? Că e o generație care încă citește? Hai un vot scurt, da sau nu? Da. Cine e pentru da? Eu cred că încă citește. Ok, nu. Nu păreți foarte convinși. Nu, eu nu vreau să arunc cu pietre în generația mea, pentru că asta nu înseamnă că dacă nu citesc, nu știu, 5 din 20, nu știu, e... Adică eu cred că se citește și mai ales că acum suntem obligați la liceu, mi se dă o grămadă de citit și... Adică citești vrei, nu vrei, citești până la urmă, știi, uite, din plăcere sau din nevoie. Uite, iar și pare să nu fie foarte de acord cu tine. Da, citiți uitându-vă pe net sau bine, stând pe Facebook și uitându-te pe internet, nu știu, citind cartea de pe internet, până la urmă ce faci? O citești, îți faci o idee. Bun, Adela, mama ta e bibliotecară, da? Are vreo însemnătate lucrul ăsta? Ai citit mai mult decât mulți dintre colegii tăi? Citesc, dar ce-mi place? Adică literatura română citesc numai obligată la școală, altfel n-aș citi. Bun, de ce citești literatura română doar obligat la școală? Pentru că dacă nu citești, nu treci clasa sau nu iei bacul, asta e simplu. Pe lângă asta, și de ce mai citești? Și... Pentru că, de exemplu, la un proiect, cel puțin la facultate, așa, ești așa, acum am văzut că și la licee, așa, când te învață să citești sursa și să bagi și citate. Și atunci sunt obligat să citească toată cartea sau măcar un pic din ea, câteva capitole, ca să bage un citat și pagini, note de subsol. Bun, hai să discutăm un pic și despre imensa cantitate de literatură care se găsește în zilele noastre pe internet. Sigur că aici putem discuta de faptul că poate nu sunt destule cărți în limba română traduse pe net, dar aveți la dispoziție, despre ce discutam un gur ceva mai devreme, despre Google Books, da, care oferă cititorului fragmente relevante din cărți și titluri foarte mari și foarte numeroase. E la îndemână. Asta vă face să deveniți, de fapt, mai leneși sau mai informați? Mai informați? Asta a fost un răspuns pentru televizor. Da, băi, nu știu, eu mai știu pe mine, adică am avut, să le vun pontul Mickey? Hai că-l divă. Ok, am avut o grămadă de referate de făcut acum, spre finalul anului acesta școlar și ne-a dat chiar foarte mult de citit. Și tot vorbeam între noi cum să facem ca să încercăm să citim cât mai multe cărți din ceea ce cine a dat. Și a scos un referat, eu am scos un referat, le-am citit, le-am învârtit între noi și până la urmă ideea e că ne-am făcut o idee așa. Numai că ăsta e adevărul, când citești o carte de la un cap la coadă, ai mai multe informații, nu știu, vezi altfel pe internet. Mie mi se pare, n-am făcut școala în alte părți, n-am văzut cum se face, cum se studiază literatura proprie a țării respective, dar în România felul în care se studiază limba și literatura română, nu știu, deci cine a inventat chestia asta cu comentariile ar trebui... Da, nici mie nu-mi place. Mai ales că când ți le dă, știi, stă acolo 20 la un loc, știi, nu-ți dă. Da, asta e pentru că oamenii care predau oricum habar nu au despre ce vorbesc. Asta e, îmi pare rău pentru... De fapt, nu îmi pare rău. Hai să discutăm și despre o temă de asta de tehnologie, da? E mai cool să citești o carte pe tabletă sau să ai în mână cartea obișnuită? Este mai cool să citești de pe tabletă, dar nu este mai eficient. Plus, îți obosezi ochii mai repede.
Hai mă, că nu mai... Și plus că, de exemplu, am văzut asta, scuze-mă, Cristina, că asta vreau să spun neapărat. Eram în 3-3-1, veneam spre liceu și veneam o blondă, că scuze, asta e, știu că sunt blonde pe aici. Așa. Și aveau o tabletă și încerca să citească o pagină. Și se echilea cu un buton și nu și-a dat seama că trebuia să facă slide, da? Ah. Era amuzant oricum, e mai practic o carte. Bun. Dar mai bine ar cumpăra mai multe cărți de banii pe care îi dă pe tabletă și le-ar mai împrumuta și prietenilor ca să mai discute și altceva decât exact. Click și libertatea. Exact. Bun, dar dacă ați avea tablete o, acasă, ați citi mai mult? Nu, m-aș juca mai mult. Citi. Te rog. Mi se pare mai drăguț o tabletă, că poți să iei cu tine oriunde, nu doar acasă. Și cartea. Cartea se mătătolește în geantă. Dacă ai 100 de cărți, poți să le pui în memoria. Mă rog, ideea este dacă că... Dacă ți-a de ales între tabletă și între a citi o carte normală, nu, Marica, ați alege tableta sau nu? Eu refuz să te las să primești răspunsuri la întrebarea asta. Pentru că mi se pare că, de fapt, esența este educarea oamenilor înspre dorința de cunoaștere, care nu are nicio relevanță cum vine. Că poți să am cărți... Sandra Brown sau nu știu ce, și zic eu am cărți, eu citesc și mai bine ar trebui să mă împușcați în cap. Okay. Sau pot să am la anumite vârste tablete să știi că trebuie să citești și Sandra Brown. Eu n-am citit și uite așa. Că mă descurc pe toate planurile. Așa? Și pe de altă parte pot să am o tabletă și toată lumea să-mi pune eticheta de vai ce interesat să fie trendy, adică și eu de fapt să o folosesc să citesc tratate de sociologie. Care-i faza? Dacă pe mine mă interesează aia, citesc. Deci până la urmă cred că e vorba de a incentiva oamenilor dorința de cunoaștere și de a afla cine naiba sunt și ce naiba caută pe aici, nu? Da, mi se pare irrelevant într-adevăr modul în care citești. Așa, adică, așa, dacă mă, cineva, dacă eu vreau să citesc ceva, nu contează că vreau să citesc de pe tabletă, că citesc pe laptop stând la birou sau în pat. Uite, sau până că și citesc... ea, ne certăm toate ziua și în momente din astea... În sfârșit ați ajuns la un... Am ajuns la... Da, deci Mirela. Până la urmă, ideea e să vrei să citești sau să-ți placă să citești, nu... Cum citești? Nu contează cum. Da, te rog. E de preferat să citești de pe tabletă decât să asculți audiobook. Bun, deci mai facem încă o... Și audiobook sunt bune, uite așa. Bun, Mugur, te rog să tragi o concluzie așa la toată dezbaterea noastră de astăzi. Eu aș vrea să încep cu ultimele imagini pe care le-am văzut în film, unde erau niște cărți arse. Da, până acum vreo 25-30 de ani, și cel puțin pentru spațiul românesc, cunoașterea și cartea însemna un soi de acces la putere, însemna un soi de acces la libertate. Chestia care s-a schimbat acum, pentru că noi acum avem un acces nelimitat la quasi orice și o minte cât de cât mediu pregătită pentru internet, nu numai că va descărca informație de acolo, dar va descărca inclusiv cărți. Și numai cărți fără copyright, cărți de literatură, ci și cărți cu copyright care pot fi găsite încetul cu încetul pe tot felul de site-uri, mai mult sau mai puțin legale. Deci nu asta e problema la ora asta, că ai carte, ai parte. Eu cred că chestia asta este foarte demodată la ora asta. După părerea mea este lucrul se schimbă acum și devine din ai carte, ai parte. Deci ai informație, ai putere, devine ai alegere, ai capacitatea de a alege și atunci ai putere. La ora asta, părerea mea este că noi suntem într-o cofetărie cu 1 milion de prăjituri și suntem puși în imposibilitatea de a alege care prăjitură ne place. Pentru că întotdeauna cea pe care o luăm în mânuță ni se pare puțin mai dulce sau mai puțin necolorată sau nu așa cum am dori-o comparativ cu celelalte prăjituri. Și la fel este și cu cărțile. Și riști, și cred că asta e capcana cu care se confruntă generația de acum, este că ai 1 milion de informații pe 1 milion de medii diferite, fie că este tabletă, fie că este hârtie, fie că este internet, fie așa, și tu stai și te uiți și zici, mai bine stau pe Facebook, că e complicat să... Și problema la ora asta este că dacă nu ai pe cineva care este în drume să accesezi cunoaștere, o să mor prost. Scuze. Dar asta așa văd eu și cred că de-aia se schimbă acum ecuația. Că mie mi se pare foarte tare să citești Enigma Otiliei și cineva să spună asta este o carte bună. Dar la ora asta Enigma Otiliei este la concurență cu Urzeala Tronurilor și este la concurență cu 2 jocuri noi apărute pe internet și este la concurență cu o telenovelă mai mult sau mai puțin bună transmisă pe un alt post de televiziune. Și tu în momentul ăla, dacă nu ai înăuntru un selector în care să spui pe asta o vreau sau asta mi se pare bună sau despre asta am auzit că este bună, o aproape natural o să te duci spre una dintre ele și
risc să rămâi acolo. Și asta cred că este drama pe care o trăim acum, de prea mult, nu de prea puțin. Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, am să rog pe Paul să tragă și el o concluzie legat de cum va arăta biblioteca în anii următori, așa, o previziune despre biblioteca, spațiu care va reuși să adune oameni, idei și să ofere servicii sociale în adevăratul sens al cuvântului. Eu cred că va deveni un spațiu al culturii, al comunității, unde poți să joci șah, să vorbești, să cauți ceva pe internet, să citești, să faci ce dorești. Deci un loc de socializare mai sănătos. Da, intelectual, să zicem, de unde poți să visezi în orice direcție. Asta cred că va deveni încetul cu încetul biblioteca. Poate că de asta avem nevoie, poate că ar trebui și voi să citiți mai mult, da? Ca să ținem așa o teorie la final de emisiune. Așadar, nu uitați să ne scrieți pe site, pe forum, pe pagina de Facebook, iar noi ne vedem la bibliotecă, nu? Sau... Da, încheiem, cred că cea mai mișto ediție liber pe Contrasens din sezonul ăsta, sau cel puțin din punctul meu de vedere. Pa, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa. Pa.